Cu tremur în PNL Timiș, deputatul Benoni Ardelean declară că pleacă din PNL și anunță lansarea unei noi construcții politice, consemnează presa timișoreană. Noua mișcare politică, ce va fi lansată oficial mâine, 29 septembrie, la București, trebuie să aducă o perspectivă proaspătă și să fie un catalizator pentru reforme și îmbunătățiri în sistemul politic și guvernamental, a declarat pentru Hunedoara 1 TV parlamentarul originar din județul Hunedoara. Uneori, partidele politice tradiționale pot deveni prea limitate în metodele și politica existentă, ceea ce poate face dificilă realizarea schimbărilor necesare. O nouă mișcare politică trebuie să aducă o perspectivă proaspătă și să fie un catalizator pentru reforme și îmbunătățiri în sistemul politic și guvernamental. În final, necesitatea unei noi mișcări politice este determinată, în mare măsură, de percepția cetățenilor și de dorința lor de a vedea o schimbare în direcția politică a țării, a mai menționat Benoni Ardelean. Născut la 1 septembrie 1975 în Lupeni, județul Hunedoara, Benoni Ardelean a candidat la Senat în anul 2008 pe zona Brad-Orăștie și a îndeplinit misiunea și a fost ales senator în 2012, iar din 2016 este deputat în Parlamentul României. Plecarea lui Benoni Ardelean din PNL survine la doar câteva săptămâni de la demisia senatorului hunedorean Vasilică Potecă din tabăra liberalilor. Contrar tradiției din politica românească, ambii au părăsit PNL, partid aflat la guvernare. Mâine, 29 septembrie, la București, va avea loc lansarea oficială a noii mișcări politice anunțate de deputatul Benoni Ardelean. Vom reveni cu amănunte în edițiile viitoare.